Negicule, jingle me. A venit din spațiu cosmic să ne bulverseze, să ne bulverseze. A venit de pe altă planetă să ne spioneze, să ne spioneze în baloane de cristal. Maneau extraterestrilor în premieră. Știu, acum. Știu. A venit un OZN pe la Târgu Jiu. Yes. Hop, hop. Despre asta e vorba. Navele, hop. Navele. Mm. Băi, eram săptămâna trecută în turneu și într-o seară mă pun în pat și zic hai să deschid un pic televizorul. Și văd așa. Dezastru cu cutremurele, panică și în România cu cutremurele. Lovitură de stat în Moldova. Baloane OZN-uri extraterestre. Bă, dar ce lovitură de stat în Moldova, mă? Lovitură de raion. Lovitură de, da, o să supere pe mine, mă, dar e efectiv e lovitură de raion. Stai, bă, tu de ce râzi? Tu credeai că zic de să râde în of. Tu credeai că eu când zic raion mă refer la raionul de hipermarket? Sau la subdiviziunea administrativă a Moldovei care are raioane în loc de județe? Că la ea așa e. De asta zic, lovitură de raion. De ce de raion? Am zis și eu, nu știu, că e mică Basarabia. Bă, noi ar trebui să fim afectați, că e totuși pământ românesc, adică pe Valea Oltului, dacă te uiți, știi sigur, adică vezi sigur că e pământ românesc, mai ales în curba aia. Că scrie, da, acolo, Basarabia, pământ românesc, la fel ca și Valencia. Bă, eu zic că nu e de neglijat, mai ales că o fac așa parșivă de asta. Cu, știi că în nenorocitul ăla de Ilan Șor, care are partid, care a fost candidat la prezidențiale, ăla e un om care literalmente a devalizat un procent semnificativ din bugetul țării când a fost ministru finanțelor sau cea asta, a făcut o schemă între aia de niște bani prin offshore-uri și a furat sute de milioane de dolari. Și omul ăla încă nu este în pușcărie și nu este, e în continuare liderul unui partid de opoziție important. Pro-rus. Cu voce. Cu voce, da. Cu voce și pro-rus. Exact. Exact ce s-a întâmplat în Moldova. Ce s-a întâmplat din câte înțeleg eu? Nu, conform înțelegerii politicii Raul Gheba, ca la podul Raul Gheba. Din câte înțeleg, este vorba despre faptul că erau niște semnale care se transmiteau deja în Moldova. În Moldova știau de chestia asta, dar n-au vrut să zică și a ieșit Zelenski cu o declarație că se încearcă o lovitură de stat în Moldova și Maia Sandu a zis cam așa este, o să încerce cu proteste, cu mobilizări de oameni de filoruși dintre ăștia din Moldova să vină la proteste și din câte ascultam ieri pe radio, spuneau că aia sunt un pic cam îmbrăcați cu tactical gear, adică not your average protest. Adică sigur sunt și oameni normali care sunt de filă acolo, dar sunt și niște agenți serioși și infiltrați. Eu ți-am povestit experiența mea cu Chișinău. Da. Majoritatea tinerilor, mă rog, eu ce zic acum e, cred că-s vreo 10 ani, mm-hmm, erau rusofili. Bă, nu știu, dacă în partea românească nu. Adică, stai un pic. Le plăcea foarte mult de România, dar odată ce se înainta în vârstă un picuț, erau rusofili. Da, rusofili nu în sensul că, wow, să ne alipie Rusiei, ce tare vrem la Rusia sau asta. Și cultural. Cultural, da. Cultural și retorica era că oricum Moscova e cel mai tare oraș din lume. Adică era o porție covârșitoare de tineri care îmi spuneau asta. Și când zic tineri, zic oameni care aveau 20 de ani atunci, acum 10 ani. I do not fucking know. Eu zic ce am observat eu atunci, dacă lucrurile s-au schimbat, dacă m-am nimerit eu în vreo nișă de asta. O să zic în comentarii oamenii, stai liniștit, vor da, 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 da. Sunt din Republica Moldova și nu este adevărat, nu este susținut. Păi da, să zică dacă nu e adevărat, adică tocmai de-aia. Eu vă spun ce am observat acum 10 ani în Chișinău, stând, nu știu, 4-5 zile. Și vorbim cu oamenii de acolo constant. Dar era și sensibilitatea asta față de România, adică care era mai pronunțată, ca să nu vorbim prost. Adică despre ruși vorbeau, despre Rusia se vorbea admirativ, la nivel ce tare Rusia ca țară, așa. Dar cu România de drag. Despre și România de drag. Despre noi,
Na, frățești așa, adică cam bro. Bros like. Eu știi care e problema? Eu chiar, una dintre chestiile care sunt în, în care eu cred, eu chiar cred că în ciuda dezavantajelor economice și toate chestiile alea pe care vin la pachet cu tema asta, ideea Uniunii mie îmi place foarte mult. Eu pot să zic că sunt unionist. Ce nu-mi place, în schimb, e că tema unionistă în România a fost confiscată de partide precum AUR, care îi dau o conotație între asta naționalist, așa, destul de urâtă, vine cu un fel de xenofobie dintre asta, adică ei, dacă ar lipi, probabil i-ar da păruși afară, știi, sau ce în asta. Și mi se pare că, având ăștia monopol asupra temei astea, absolut niciun partid... Dar nu au monopol. Poate... Ba da, au, pentru că ei vorbesc, sunt singurii care vorbesc despre asta. Făceau, înainte să fie AUR, făceau petiții. Toate aia cu Basarabia e România, e de la George Simion. Proto, da. Partid. El a început această campanie. Dar beleaua este că acum nu poți să zici și nu poți să ai sensibilități unioniste, că tu ai dreptate, fără să fii asociat indirect cu AUR. Exact, exact. Și când tema trebuie luată în serios, că impactul economic ar fi foarte greu, infrastructura și chiar și cultural. Nu mai zic de chestia care de fapt doare cel mai tare, și anume Rusia, că s-ar fi super trigăruită și ar avea un răspuns foarte violent. Dar în același timp e ceva ce... Bă, dar de ce ar avea Rusia un răspuns foarte violent legat de un stat independent? Păi cum adică? De două state păi De Ucraina, ce, despre ce vorbim? E un stat independent sau ce? Da, mă, știu, am înțeles. Ucraina, am fula mea, la Ucraina, bă, de fapt, da. Ar însemna că granița NATO se alipește direct... Aia, belea, da. NATO și bă, mai multe. Ei vor să țină în sfera lor de influență cât mai multe state. Și normal că ar fi o ofensă directă, mai ales că încă au soldați în Transnistria acolo. Ce cată Biden pe aici, bosul meu? Ce? Ce cată Biden pe aici? Ah, da, bă, a venit Biden de acolo. Nici n-am apucat să citesc. Nu știu, s-a făcut și el așa un... M-am uitat și eu pe statistică legată de țările care beneficiază de pe urma conflictului din Ucraina. Mm-hmm. Bulgaria rupe pe vânzare de armament. Ok. Brazilia, în pula mea. Brazilia? De unde? Exact. Mă, uite-te un pic, o să-ți trimit și ție articolele alea, așa, care sunt cât se poate de legit. Nu mă știu după ce forum economic, nu știu. Forum economic am găsit. Așa, Pakistanul și India foarte mult în vânzări de calașuri la ruși. Hmm. Păi cred că dacă atâtea nu te-ai fi așteptat, dar asta cu... Au pus atâtea embargouri, clar că îți rămâne cumva... Dar Bulgaria-Brazilia nu te-ai fi așteptat. Bă, hai să zicem, poate Bulgaria, dar nu știam că sunt așa producători de arme. Adică... Ei și-au păstrat toate fabricile alea vechi de armament rusesc, boss. Bulgaria și-a păstrat, n-au futut meciul ca noi. Noi mai avem? La Cugir sau unde dracu? Privatizările pulii, dracu știe unde mai domnule. Uite bă cum transformăm niște socialiști acum. Privatizările. Da, dar tu nu. Ce sentimente ai vis-a-vis de o posibilă uniune? Tu n-ai fost ce femeie mișto în Chișinău, nu e sănătos la cap? Tu îți dai seama ce ar însemna pentru fondul genetic? Ce injecție în fondul genetic ar însemna? Și acum, serios? Injecție în fundul genetic. Nu-mi plac fundurile injectate. Ok. Poate doar al meu. Hai să ne alunecăm. Deci aveam, puteam să o duc mai departe. Nu. Bă, dar serios vorbind, nu cred că m-ar deranja absolut deloc. Cred că m-ar bucura, de fapt. Și pe mine m-ar bucura, dar într-adevăr nu poți să negi chestia că e o chestie care n-ar costa pe foarte multe teme. Și ăștia când zic unire, așa, păi cum vrei să o faci? Cum... Bă, n-ar costa, dar știi care? Ar fi frumos să o facem ca să fie așa, știi, un sentiment de ăsta de hai să invadăm Moldova, știi, să fie așa, să ne simțim și noi că am cucerit ceva. Știi, să fie așa o invazie, dar și ei să vai, ne-a prins. Să fie pe roleplay? Da. Să fie prima unire pe roleplay? Exact, să fie o chestie între asta. Hey, baby. Da, sau știi ce să facem? Facem o de-aia, o cuza.
găsim un cetățean care e și cetățean român și moldovean și îl numim președinte în ambele și după aia, pac, ca la Unirea Principatelor. Îl îmbătăm, dacă revine Băsescu să-mi bată el singur. Cred că Băsescu ar putea să-și facă... Păi Băsescu, știi că nu e întâmplare că zic Băsescu, știi că l-a ardea prin Ando Moldova pe acolo. Dar plus, ca și zis, a avut niște declarații pe chestia asta. Băsescu. Bun. Am rezolvat și cu Unirea. Da. Am făcut să facem și gluma preferată a lui Mircea Badea. Băsescu-mi peste toate. Yeah, boy. Băi, mie mi-ar plăcea. Lăsați în comentarii. La modul cel mai serios. Adică care e poziția fiecărui legată de Unirea. Facem, stați să întreb. Cum ar face, ar fi și mai frumos să ne invadeze Moldova pe noi și noi să ne predăm. Asta e șmecheria. Știi? Să fie așa, să haide. Un fel de Japan-Tibet, așa. Bă, vedeți, soluții se găsesc. Asta nu, trebuie doar să te gândești. Lena, dacă te mai uiți la... Sau dacă știu că n-am mai vorbit de 10 ani. Dacă te uiți la podcast, știi exact, Lena. Dacă te mai uiți, te rog, vino și invadează-ne aici în București. Locuiesc pe în spate la Piața Romană. Era o fată care îmi plăcea extraordinar de tare. Din Republică? Din Republică, da. Lena. Eu am avut o experiență destul de... am fost la Chișinău și după aia, într-o seară, am băut 2-3 pahare de vin. Și a doua zi mergeam cu mașina soției mele și mergeam spre țară. Și știam că, bă, trebuie să ai grijă acolo cu polițiștii, cu nu știu ce. Mi s-au dat și flash-uri, mergeam cu 70 la oră pe drum de 90, foarte legit. Și evident, primul lucru ne-a oprit. Și m-au întrebat de unde vin, le-am zis că mă duc în țară, că nu știu ce, ne-au controlat actele. Și după aia zic, dar este un miros de alcool de la dumneavoastră în mașină. Zic, păi avem niște sticle de vin, am fost la Cricova acolo frumos. Păi nu, de la dumneavoastră, ați consumat băutură acolo. Zic, da, am băut aseară, dar nu foarte mult. Păi nu, că n-aveți voie să beți 24 de ore înainte să conduceți. Ceea ce ar însemna că nimeni n-ar mai conduce niciodată în Moldova. Și nu există nicio grijă că voi oricum sunteți cu 100 de ani înapoi față de restul Europei și pam, permis, dar evident mi-a pus etilotestul, mi-a ieșit că eram mor de beat, nu mai știu, dar ceva de 0,3, adică eram mor de beat. Cum e 0,3? Da, nu știu, ceva, nu, 0,27 sau ce asta pe acolo. Să mor tu că ai dat peste polițai, peste milițieni cu maimuță la etilotest. Nu știu, nu mai mult. I-au pus și lui nevastă, care cred că a băut maxim un pahar de vin și i-a ieșit și ei 0,11 sau nu știu cât pula mea, ceva genul ăsta. Adică eram bețe. Poți, dar la tine 0,3 era în prag de coma alcoolică, adică... Îți dai seama. Și a început jocul cu, da, cu ce vă ocupați, că nu știu ce, că bă, mă chinui și eu, că spectacole, că uitați că trebuie să ajung la nu știu ce. Bă, și după aia am simțit, dar problema era că n-aveam cash la mine. N-aveam decât, nu știu, total adunat 200 de lei românești. Așa. Și am zis că, uitați, n-am bani la mine, ajutați-mă, ăsta amenințări, că trebuie să vă urăm mașina, trebuie să veniți la proces, că trebuie să vă prezentați, că e grav, grav de tot, da? Da. Și la un moment dat i-am zis că am doar pe card și mi-a sugerat să mă duc într-o localitate la 5 km unde e un bancomat să scot bani de acolo. Tu ești nebun, omul era dispus să mă lase beat fiind la volan să mă duc să scot bani și să mă întorc să-i dau și pac. Și am tras de el, m-am dus la mașină cu banii aia în mână, bă, și țin minte că i-am dat banii și erau niște bagnote de un leu pe acolo, toți banii cash. Și țin minte că a scos așa bagnote de un leu și ca pe niște floci le-a aruncat pe jos așa în fața mea, m-am strâns, am adunat, gata, am plecat. Și partea cea mai fanie e că ajung la graniță, când să trecem, și la checkpoint-ul de România se uită aia patronul și zice, dar voi aveți ITP-ul expirat de 6 zile. Deci tu îți dai seama, el a inventat această chestie cu eu, beat, la volan. Când aia cu ITP-ul era mult mai nasoară. Da, da, da. Da, frate. Păi la aia ți-a numerele. Da, exact. Acolo rămâneam cu mașina. Băi, extraordinar. Ce prostie. Eu în Chișinău nu am avut voie să intru cu mașina în Republica Moldova. De ce? Nu știu care a fost faza... M-am nimerit și într-o perioadă în care au niște tensiuni cu România. Era un gig de 1 decembrie, mai erau niște trupe Clas și nu mai știu cine erau atunci. Și când ai zis trupa Clas, m-am gândit la niște departamente militare, trupele Clas. Nu, trupele, era trupa formația Clas, da. Și mai era cineva, dar nu mai știu cine exact. Și... N-am avut voie să intru.
Știu că venise, era și Antena 1 pe acolo, a făcut reportaj, că nu lasă românii, artiști români să intre. Era nu știu ce concert ăsta de 1 decembrie, mă. Și n-am avut voie să intru, l-am sunat pe patronul de club și a trimis-o la o mașină, am lăsat mașina la graniță și m-am dus cu mașina aia în Chișinău, că eram la Vama Albița acolo, da, care da, 60 de kilometri, da. Câte? 70 cam așa, față cam de așa, la Chișinău. Așa, și a venit, m-a luat, m-a dus, a doua zi m-a dus înapoi. Și cum merge ăștia ciudat? Bun. OZN-uri? OZN-uri, da. Tereza care umblă acum e că de fapt asta cu baloanele, cu OZN-urile, cu obiectele neidentificate, care de fapt, nu știu, a fost o știre că racheta de $400,000 care a fost lansată era de fapt către un obiect de $12, un hobby balloon. Și teza este că de fapt toată această chestie cu OZN-urile este un false flag pentru alte două subiecte mari care sunt în America, și anume Epstein, așa, așa, și deversarea de chimicale în Ohio, care, apropo, nu știu că ai văzut, am dat și el la un articol care era o familie care a fost ca extras în filmul ăla White Noise, de l-ai văzut așa, pe Netflix, da. Ăla care era fix subiectul ăsta cu o deversare chimică, da, 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 cu un tren fix ca în film, care a făcut un nor toxic cu ploaie acidă, cu fix ce se întâmplă acum în Ohio, și oamenii trăiesc acum povestea filmului ăla. Este incredibil. Cum au jucat într-un film care acum s-a devenit? Au jucat acum 2 ani într-un film care a devenit holy fuck. În ce film ți-ar plăcea să fii jucat și să se adeverească după? Zic în ce film nu mi-ar fi plăcut. În ăla, La Vita e Bella. În ăla nu mi-ar fi plăcut, ăla când vin naziștii și trebuie să-mi țin copilul în lagăr și să-l distrez. Dar las că nici la Dolce Vita nu... Nici la Dolce Vita. Nu, nu era așa, foarte un, bine. La Dolce Vita. Așa, mi-ar fi plăcut să fiu așa un pic. Așa, cool, swaggy. Man, that guy got, cum îi zice acum? Cum îi zice de tot timpul? Swag. Știu, drip, big, drip. Nu, acum este Riz. Man got Riz. Deci, gata, mă, s-a dus dripul, nu mai e? De când s-a dus dripul, a trecut și Big Dick Energy peste el și swag și toate. Acum este Riz. Got Riz. Stai, Riz, uite, bă, ce mă sar. Te mai joci cu Aiu? Bă, nu prea mai avut timp. Nu, chiar n-am mai făcut nimic impresionant pe Ai putea el. Să-l faci pe Baboiaș? Stai să mă gândesc. Personaj în DC Comics? Da, bineînțeles că putem să facem. Dar nu, acum că trebuie să iau poze, trebuie să mă chinui un pic. Dar în principiu putem să aranjăm aceste chestii. Da, pentru episodul următor, dacă am putea să facem Bineînțeles. Asta. Vom face un erou din Battle. Stai așa, ce vorbeam. Deci, așa de... cover pentru astea două. Da. Unu, lăsați în comentarii în ce film v-ar fi plăcut să jucați Dar și să se întâmple. Dar ție în ce film ar fi plăcut să joci și să se întâmple? Băi, mie mi-ar fi plăcut să joc în filmul și să se și întâmple. În Trainspotting 2. Da. Așa, niște dependențe de heroină, niște de astea. Da, mă, adică, nu, da, o să zic, este unul, Trainspotting 2. Așa. Este printre cele mai subestimate filme, sequel-uri, ever. Bine, toată lumea o să zică nici nu se compară cu primul, nici nu trebuie să compare cu primul, că asta este e și ideea. Este 2 și n-are, de fapt, despre asta e vorba acolo. Mi se pare că personajele alea ajung la așa un nivel de redemption după tot ce s-a întâmplat în Trainspotting și de acceptarea a ceea ce sunt, încât sunt extrem de invidios. Știi ce ar trebui să se întâmple? Să facem la Banshees of Inisherin. La un moment dat să zic, nu mai vreau să vorbesc cu tine. Nu, pur și simplu, gata. Nu mai există. Dar e inerent asta, mă. Dar toate... Da, să nu-ți explic. Așa să fie doar... Nu, no, gata, nu mai... Da. Nu te mai plac, pur și simplu. Da, bai. Banshees of Inisherin. L-am dus și pe Baboiaș la Banshees. I-a plăcut. Unde ați scos pe Baboiaș ăsta? Băi, am fost... Băi, trebuia să vadă Banshees la cinema. Plus că trebuia să-l văd eu la cinema, că nu-l văd să-l la cinema. Și am fost la remasterul de la Oldboy. Nu? Ăsta e remake-ul american sau remaster? Nu. E remaster la ăla, la Bon Jovi. Și ce e? Nu, am zis... Scuze, că am zis ce bine. Ce e și mai fain este că sunt atât de bătrân și atât de cinefil, așa, încât eu l-am văzut și atunci.
Când a fost pe cinema. Acu 20 de ani. Ceva, nu? 20 de ani. 20 de ani. Acu 20 de ani l-am văzut, acum l-am văzut foarte. Mi se pare cel puțin la fel de bun. Este incredibil. Ai văzut lista cu oamenii, cu Epstein? Bă, m-am uitat pe niște nume de alea și eram așa. Doar că cu lista aia, vrei să ne uităm pe listă? Eu cred că da, eu cred că lista aia nu este lista reală, care n-a fost cicării list încă, pentru că efectiv sunt pe lista aia toți dușmanii lui Trump, cumva. Este prea făcută in your face, cumva, toți. Jimmy Kimmel, toți oamenii care au făcut mișto de... E prea one-sided, știi? Toți dușmanii ocultei globale sunt puși... Afiliația politică a oamenilor de pe listă da, prea da, da. Anti-Trump? Da, da. Nu, e fix toți oamenii care sunt urâți de către cei care cred că există o cultă globală zionistă care... Da, dar mai sunt și niște actori de ăștia care, bă... Nu mai știu, Kathy Griffin, nu mai știu ce actriță aia care a făcut, știi că a făcut ea un beat pentru care și-a luat hate cu capul lui Trump sau ce asta a făcut ea. Da. Deci, efectiv, cumva, toți oamenii care au... E un pic cam bătător la loc. Și culmea, Trump care fotografia cu ăsta nu e pe lista aia, știi? Ceea ce-i... Eu cred că lista aia este un hoax, problema este că e foarte adevărată. Nu, hai să hai să facem un pas în spate așa. Problema este următoarea. Sunt foarte mulți oameni, mai ales din lumea filmului, care au interacționat cu băiatul ăsta. Da, nu. Pentru că era un fucking somebody, era unul din granguri cu care voi să te asociezi. Strict din punct de vedere profesional. Faptul că există poze a unor oameni care sunt extrem de cunoscuți cu Epstein, el fiind somebody în industria aia, nu mi se pare deplasat absolut deloc. Asta nu înseamnă că implicit aia se duceau pe la Lolita Express sau mai știu eu ce. A fost aia cu declarația când au prins-o pe, cum aia, Ghislaine sau cum dracu o cheamă, aia, partenera lui. I wish you all the best, I don't know anything about it, I wish you all the best. Bă, deci efectiv te-ai luat de copii, de oricine te-ai luat, că ai zis că-s proști, bă, de asta aveai o ocazie să dai un hit, o declarație și să zici I wish her all the best. Dude, that's kind of weird. Da, este weird. Este weird. Pe de altă parte, până să apară scandalul ăsta și cu dovezi cât se poate de concrete și să vedem exact toată mizeria, mălul și nenorocirea din spatele numelui Epstein, Jeffrey Epstein, era un personaj destul de căutat. Să-ți aduc aminte discursurile elogioase la adresa lui Harvey Weinstein, da, post Meryl Streep, care când a avut ea rambling-ul ăla, care mi s-a părut vomitiv de acum câțiva ani, toată lumea o cita, știi că a avut ea un monolog de la, jucat ea foarte artistic la microfon, nu mai știu ce. Așa, la o gală de premiere? La o gală de asta, da, nu știu ce. E mulțumit lui ăsta? Da. Și are literalmente and thank to God himself Harvey Weinstein? Yeah. That's bad. That's bad. Puneam, da, asta nu face pe Meryl Streep abuzatoare sexuală. Asta încerc să spun. Da. De fapt, that's bad. Relația lui Harvey Weinstein cu ea profesională din punctul ei de vedere, adică eu pot să înțeleg de ce a zis și ea chestia aia. Știi care faza? Nu o face, dar în același timp dar în același timp se cam știa care e faza cu Harvey Weinstein. Aia e marea bele. Că acolo a închis un pic un ochi. Asta, închis ăsta de ochi, mă mâncați. Poveste, uite, cu ăla cu Brad Pitt, care zicea Gwyneth Paltrow, că odată când era el cu ea, a încercat ăsta, o șmecherie la Gwyneth Paltrow și a venit Brad Pitt și l-a amenințat că îl bate și că căcaturi dintre astea. Adică mai erau oameni care they kind of stood up to him, știi? Da. Și când era câte un bărbat, atunci a... Dar altfel... Cu toate că Brad Pitt... Are rol principal într-un film produs de Harvey Weinstein. Mai multe, cred că. În Seven Years in Tibet nu e a lui. Și probabil, multe, nu știu. Multe, da. Eu mă referam la Inglourious Basterds. Poftim. Da. Adică tot stăteam să mă gândesc. Dar mi-ar plăcea să existe extraterestri. Chiar ar fi drăguț. Apropo de cazul Epstein, da. Și mie. Ai citit cumva Three Body Problem?
Băi, mi-am luat-o ca să o citesc pentru că am văzut că o ecranizează și Gherțoia 2 care au făcut Game of Thrones. Dar deja a apărut un serial de la chinezi, dar e făcut în chinezi, e cam greu de urmărit că trebuie să fii atent acolo la subtitrări. Dar cartea în sine, prima carte este ok, bă, da, a doua este atât de bombă, atât de mișto, the most mindfuck sci-fi that you've ever seen. Este super. Bă, dă-te în pula mea că am citit science fiction-ul, nu ca tine, Gherțoiule. Fii atent, este hard sci-fi. E science shit, este așa, e, bă, foarte mișto, foarte îmi mișto. Îmi plac foarte mult astea hard sci-fi, adică de la, știi, pe hard sci-fi, Carl Sagan era, el era Dumnezeu. Deci totul este aici, ăsta, lui Cixin e ceva, fost inginer, și toate, numai explorat paradoxuri dintre astea și exerciții de gândire și fermii paradox și toate chestiile astea și teoria pădurii întunecate și, bă, mind fucking fuck. Bă, fără. Du-te în chilul safti că eu plec de aici acum, dă-n stop. Trec pe la librărie, ele chiar merită. Ultima se duce atât de departe încât aproape că pierzi firul, dar a doua, The Dark Forest, este one of my favorite books, este the shit. Și prima este foarte tare, te bag foarte bine. Body Problem, zici că e trilogia. Este the shit, the shit, the shit. Am văzut-o, o am pe listă, chiar o avem, Three Body Problem, gata. Cred că până data viitoare ți le compostez. Te rog, să știi că și pe mine m-a prins tot așa, le-am arăs destul de repede, că te prinde. Tot din zona de recomandări, a intrat pe HBO Max Batman Animated Series, mic drop. Bă. Știu că sunt obsedat de Batman, i-am înnebunit și pe ăia la LCN și pe nu știu ce, și pe tine, și pe mama. Da, și super, pe... am văzut că a apărut și ăla ceva cu Cars... cu mașinuțele Batman. Da, 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 Batmobiles. Batmobiles. Nu știu dacă vreau să mă... La... No, aia zi, da. Seama, pentru copii, da. Îți dai seama, dar a apărut ăsta și vă zic de pe acum. Toate episoadele cu Mr. Freeze sunt noir art house cu un om care este într-un costum care menține temperatura rece, că altfel moare. Deci, bă, este Mr. Freeze... Este cel mai tare personaj din Batman ever, ever. Dar... E și în serial, e la fel de panic ca în film? No, boss, este... Era Arnold Schwarzenegger, nu de la I used to see you. No, nici vorbă, no? Boss. Este, zici că este bun și... Pe Mr. Freeze îl dăm să-l scrie domnul Dostoevski, dacă se poate să... El avea cu nevastă sa aia care era într-o stare... Da, mă, da, cu Nora, cu... Bă, stai mă, că e... Este... Super eroism existențial. E foarte tare. Deci toate episoadele cu Mr. Freeze sunt incredibil de bune. Este next-level. Boss... Exact cum îți spuneam, Batman-ul asta pentru vreau copii. Să, vreau să văd cum ar fi acum în această reimagining al lui Matt Reeves în a treia parte, deci în a doua o să-l avem pe Joker-ul ăla care are, ai văzut la sfârșit, care are boala aia și așa, să cum ar fi Mr. Freeze. Probabil ar face un om care are un frigider la el, la sub braț, așa că dacă îl faci ultra-realist nu poți să-l faci cu costumul de... Bă, mi-ar plăcea ca Matthew Reeves la cum e el, dacă... Cealaltă trilogie pe care a făcut-o, care mi se pare că e una dintre Planet cele mai subestimate trilogii ever, deși e printre cele mai bune, e aia cu Planeta Maimuților. Bă, Matthew Reeves, vreau să zic, a băgat acolo... Da, da. Adică, dă un pula mea, cel puțin ăla al treilea, este ceva... Și ai observat cum face trecerea asta de la real la oniric, fantastic... Insinuarea elegantă a elementelor de science fiction într-o poveste care este foarte real grounded, cu temei extrem de real și cu relaționare foarte reală și cu care poți să relaționezi foarte ușor, este extraordinară la Matthew Reeves. Și eu cred că dacă ăsta face trilogie, pe măsură ce o să se înainteze, o să apară elemente de-astea fantastice. Da, da, da. Deci Mr. Freeze, dacă o să apară ca Mr. Freeze cu costumul ăla, dar cumva o să aibă sens perfect. Pentru că ăsta știe de... Uite-te cum încep maimuțele să vorbească în ăla. De da, noi, da, și e totul de acolo, da. Exact, să pornește de aici. Și la un moment dat, Caesar. Sau cum, ce zice? Da, exact. Caesar, go home. Și te caci pe tine când vine momentul. Când vine acesta, Caesar, da. Go home, te-ai căcat pe tine, că e build-up. Sau Caesar is home, ce a zis? Ceva, da. Genul ăsta, da.
Pe de altă parte s-a văzut imaginea cu Lady Gaga și Joaquin Phoenix. Pentru, da, Jokerul 2, care ci o să fie, eu, I got the bad feeling. Musical? Și că e musical, da. Nu, cred că e musical. Cred că eu înțeleg, bă, musical e și Dancer in the Dark, la Lars von Trier. Care este senzația. Cred că e un fel de musical în care țin toată musicalul în delirul lor sau ce. Da, păi îți dai seama că asta e folia de... Am văzut și nu m-a am văzut Spencer. Știi despre ce vorbesc? Filmul cu, nu știu, 3 zile din viața prințesei Diana, jucată de Kristen Stewart. Este foarte slab ăla. Foarte slab. Bă, cinematografic superb. Bă, ce set design, ce frumos. Da, da, nu, e foarte slab. Dar ea, toamne, atât de mult nu o suportam, că nu mă făcea să-mi placă deloc de ea. E, și plus că o vedeam pe Kristen Stewart aia. Dar tu cumva te-ai gândit că probabil ăsta a fost scopul, adică să o portretizeze așa? Înțeleg că poate era, că era un fel de for, că tot avea acele momente în care mânca perlele și făcea dar, da, adică foarte, foarte antipat. Dar știi cum e? Că e un punct în care personajul nu mai, da, trebuie să fie cu defecte, dar trebuie să ții cu el un pic așa și nu prea mă făcea să țin cu ea, mi se părea așa whiny și disconnected și știi, deși cumva ea era o victimă a situației alea. Era o victimă a situației, dar n-ai de unde să știi faptul că a fost expusă unui stil de viață care nu era comun absolut deloc când a intervenit un switch, pentru că este o formă cumva induce starea de parvenit. Schimbarea asta bruscă de mediu și scoaterea din pătura aia socială care era cu picioarele de pe pământ și avea probleme reale, brusc s-a dus într-o zonă în care fiecare gest avea o semnificație. Scârpinatul la nas nu mai însemna că te mănâncă nasul, flatulația nici atât, adică, Doamne ferește să fi tras la vreun dineu prințesa Diana vreo bășină. S-a terminat. Adică bășina nu mai însemna bășină, putea să însemne, băi, gândește-te că războiul din Ucraina a pornit de la mai puțin de atât. De la o bășină? De la mai puțin decât o bășină de a prințesei Diana. Așa. A pornit de la căcatul din capa unui lider sovietic. Bă, tu știi contul Forgotten History? E unul care face niște clipuri de YouTube? De TikTok și Instagram face niște fake history bits. Bă, dar sunt așa de funny, trebuie să îți arăt după aia. Te recomand Forgotten History și are și unul cu Diana care tot voia să pară charitable și tot era supărată că they steal the light from her. Și ia bucăți vechi din interviuri, face overdubbing, dar foarte mișto și face sunetul cum trebuie. Bă, este ceva nemaipomenit. Este... I love it so much. Yeah, boy. Întorcându-ne la extraterestri. Domnule, să pune întrebarea la care trebuie să și răspundem pe această cale. Există extraterestru sau nu există? Eu sunt de părere că statistic vorbind trebuie să existe, dar în același timp, matematic vorbind, puțin probabil să-i întâlnim. Cu toate chestiile astea, cu expansiunea universului și limitele călătoriei spațiale și toate șele, foarte, foarte puțin probabil să fie la o distanță la care vom putea vreodată să ajungem, chiar și dacă dezvoltăm o tehnologie până aproape de viteza luminii. Mai ții minte episodul din South Park? Cu extraterestrul la Fământ, Starvin Marvin? Dar ăla nu era extraterestru, ăla era săracul dintr-o țară de asta africană. Nu. Nu, dar era ceva exchange student, să nu mai știu ce. Nu, se numea Earth și practic planeta Pământ era un reality show pe care îl făcuseră extraterestrii, unde combinaseră creaturi de pe toate planetele pe care le aveau și era de ultimate reality show, erau niște extraterestri producători de televiziune și erau experți în reality show-uri. Și făcuseră Mars, Jupiter, nu știu ce. Și acum toată lumea se uita la Earth, unde luaseră creaturi de pe toate planetele și le puseseră la un loc să vadă cum se descurcă. Și era extraordinar de tare că ne omoram între noi, lupta pentru supraviețuire. Se distrau foarte tare. Băi, din nou, și am vorbit asta și la LCN, este absolut extraordinar cum calculul amenințării a fost făcut de colegii de la Digi, de domnii de la Digi,
care gândindu-se dacă extraterestrii sunt o amenințare reală sau nu, s-au gândit ei să compare OZN-urile alea cu o mașină lei și că e cam, deci un OZN de la, să zic, că ține ca la 4-5 suflete extraterestre. Așa. Așa. Deci cam vreo 5 cetățeni. Dar sunt foarte mici, poate sunt 14 milioane, sunt într-o zi, ei sunt foarte mici și e o navă întreagă. Asta te și-a văzut că OZN-ul ăla mai mult decât un Duster de la sau un combi așa nu e. Nu. Stai seama, sunt și rătăciți. Bă, și ți-am zis să faci stânga în pula mea la Neptun. Bă, uite mă, m-ai adus pe lângă tămărății ăștia aici, trag cu prachetele. Ți-am zis la Neptun, ce dracu că tot noi în vama veche acum, nu știu, Doamne. Dar cum ar fi ca ei să ajungă pe Neptun și să le dea Waze-ul extraterestru, Waze-ul lor, să le dea Neptun Olimp, stațiune. Ei să caute Neptun. Asta e un plot drăguț, așa. Extraterestrii care au greșit și ajung la Neptun. Da, și sau Jupiter. Că... Da. Și ajung în stațiune și văd acele creaturi ciudate. Uite cum stau cu țițele pe afară. Da. Se dau un banană. De ce fac poze cu o creatură care, deși e bipedă, e mult mai inteligentă decât ei? Hei! Este în soarele ăla. Civilizații extraterestre, da. Este să fie de asta. Vadă, nu vezi nicăieri nedreptatea mai bine decât când plătești 40 de lei pe un meniu de cartofi de aia congelați cu o ceafă obosită și cu niște muștar la bale dintre ele la... la pompă de aia. Bă, ce nu supu... Bă, deci muștarul și... Tu îi zici la bale? La bale la găleată, da, așa sunt. Și ketchup-ul ăla, bă, când... Bă, ketchup-ul ăla este atât de obosit, Doamne, iartă-mă. Am fost în Bulgaria, liniștit, frumos, mâncat fructe de mare, prețul 500, bă, și am oprit în Saturn sau nu știu de unde dracu am oprit. Doamne, ce m-am enervat instant să-mi bag picioarele, bă, cu niște mici de aia uscați în ultimul hal, nu ți intrau pe gât, așa, și totul, m-am căcaturi de la de carton și... Și cartofii congelați, care sunt și soioși în același timp. Umpluți de ulei și congelați și oribil. Și nu pune nimeni sare pe nimic și nu există... În fine, nu, de asta merităm extraterestrii să ne distrugă. De asta merităm, pentru că... Pentru cartofii congelați, da, de la Neptun. Exact. Deci... Dacă vin acolo să vadă crimele împotriva umanității care se întâmplă la Neptun și vor zice, da, este merită distrusă planeta asta. Și ananasul pe pizza, tot la fel alt... Băi, în continuare, mie nu mi se pare absolut deloc nasol ananasul pe pizza. Da, e o chestie, ce mai fani în jurul acestuia e inflamarea italienilor, este doar să trigări italieni, așa, este trollingul suprem, așa. S-o trigăruit, au ei o problemă cu ananasul, sunt anti, stai, cum îți zici, ananofobi? Ananofobi, da. Știi ananofobi? Că îmi place că la italieni așa, băi! Pe vremea romanilor nu se făcea ananas, nu se punea pizza pe ananas pentru că nu era ananas. N-aveți nici roșii. N-aveți nici roșii. Nu vă mai căcați pe voi. Da, de unde aveți solano fructoase? Da. Nu stai, îți pare, cu toate bucătăriile se cacă pe ele. A, nu, că la noi sosul de roșii și de chili, bă, le-ați adus pe toate din lumea nouă. Ce mâncați voi înainte? Ce mâncați? Exact cum am mai zis, până la 1492 nu se știa. Da. Nu se știe. Și mămăliga. Românul a mâncat mămăligă de pe vremea dacilor. Unde pula mea mâncați? Poate doar în filmul lui Nicolaescu, că prin Columna sau nu mai știu pe unde. Da? Mâncau mămăligă dacii? Nu, fugeau dacii până la anul de porumb. Da? Eu de asta, da. Columna, nu mai știu. Traian, dracu știu, nu mai știu exact. Cred Columna. Nu numai film. Unde dracu fugeau dacii, mă, până la anul de porumb? A zis Sergiu Nicolaescu, a zis, i-a adus ciculanul ăsta de secară, mă, nu vrem să vedem porumb, frumos, avem cotă de producție la porumb record, aici partidul ne-a dat ordin, trebuie să mergem prin la unde porumb. Da, dar nu era porumb, mă doare fix în pulă, mergem prin S-a făcut planul cincinal în 3 ani jumate, că asta era. S-a făcut, ce drag să zic. Avem o serie, noul val despre care s-a început să se vorbească, noul val cinematografic românesc, valul mainstream care a început. Vă produce acum Viva la Vidra, adică Casa lui Bro, o nouă comedie de acțiune, Haita de acțiune se cheamă, Body Cup Movie cu Bro, cu Antonia și cu încă un tip pe care nu mai știu cum îl cheamă. Așa. Simpaticuț așa. Alex Vele? Nu. Alex Bogdan e și el în film. Bă, simpatic trailer. Alex Bogdan e tipul pe care nu știe cum îl cheamă?
Nu, mă, nu, nu, e un alt tip, nu mai știu cum, e mai, nu i-am mai văzut fața prin filme. Ok. Dar am auzit și am auzit, nu mai știu de unde am auzit, unul că, că este funny as fuck. Și am avut cumva ocazia să dau pe inscript și mi se părea că erau niște beat-uri funny pe acolo de făcut. Ok, păi eu mă bucur că se face, mă bucur că ritmul e ăsta. Și vreau să fie, tu ai văzut Ramon cumva? A? Ramon, ai văzut cumva? N-am apucat. Nici eu n-am apucat. Mă zic că și ăla e wholesome așa și cute. Da, sunt foarte curios. Adică, dar ce mă, că Bartoș e tare ca actor. Da, adică, normal, nu? Da, nu, da, e da, și da. Simpatic și că, carismatic și chiar... E ce trebuie. Este un... Nu e Jack Black. Nu? Nu e, n-a. Nu e Jack Black. Nu, nu. E, nu știu, un... Încerc să mă gândesc un... E mai mi se pare mai aproape de James Corden, deși James Corden e antipatic, dacă ai energie... James ca... Corden, ci că e mare muism, mă, mâncați. E mare muism, dar nu, adică nu zic că Pavel e, dar zic că ai energie așa de jolly, chubby guy așa un pic, știi? Adică he matches that energy cumva, dar mult mai agreabil Pavel, adică e chiar simpatic, nu? Eu, da, o să trebuie să facem un spread ăsta de filme românești, mă bucur că se fac. Mă bucur că eu se vreau fac... să și să meargă lumea, știi, pentru că cât am văzut, nu știu, când era tot scandalul cu team building-ul, că erau unele filme la CNC câștigate, nu știu ce, un documentar sau unul de Cărămăzan sau cum dracu. Cărămăzan. Da, care a avut 60 de spectatori, frate. Da, da, da. 60 da, da. De spectatori. Nici dacă îmi pun un story acum mai mulți spectatori decât... Până și acest podcast are mai mulți spectatori. Da. Și nouă nu ne dă nimeni 100.000 de euro la cine. Păi, se cere să vorbim cumva și despre outfitul lui Sam Smith, că oricum vine la vară la noi, la BAFTA. Stai că am salutat overlorgii Illuminati ca să știe că suntem de partea lor, că așa poți să-i faci triunghiul în ochi. Păi nu știu, eu sunt cu masonii. Ah, scuze, acum. Da. Și... Bă, de ce faci tu poze pe film în timp ce noi filmăm? Ce faci tu în spate acolo? Deci să vă explic. E posibil să se întâmple stai totul doar în mintea mea. Zi ce vezi. Da, este în spatele camerelor e psihotrop. Așa. Care are un aparat de stat de pozat pe film. Și face poze și tocmai mi-a pizdit un blitz în... Da, stai puțin. Hai să puțin. Ca să nu zică te pup. Hai, fii un coace. Gata, să nu mai ziceți că nu avem la podcast. A venit. Bă. Te pup. De ce ziceți să filmăm dacă noi suntem pe hard? Adică? Păi nu filmăm, că nu suntem pe film. Să filmează, mă. Pentru că filmul... Se hardează. Acum. Nu se mai se hardează. Da. Pentru că filmul e o șiruire de fotografie. Să fie... Da, e film. De asta film. Hai să zicem să hardăm de acum. Hai să ne hardăm unul pe altul. Bun. În primul rând, da. Deci să facem analiză pe poză. Nu, picture in picture, te rog. Bă, dar e un clip cu ăsta... Și îl întreabă, îți place pescuitul? Și yeah, I would love to be a fisher dam. What? A fisher dam. Do you do fly fishing? No, I'm a fisher dam. Deci nu e fisherman, e fisher dam. Zice, Sam Smith zice? Da, și comentariile sunt așa, this is their-demsplaining. Da, Dudu e într-o fază de shock value, nu știu ce să zic, nu prea... Hai să mai lăsăm poza un nu pic. Prea mă, să... Adică dincolo de ridicul absolut care... al outfit-ului... Baboiești, fă un zoom, te rog, doar pe fața dumnealui. Cea mai bună observație a fost al lui Tudor. Așa. În care a zis, dacă e, făcând abstracție de outfit, da? Dacă e doar capul, zici că vinde mașini la mâna a doua la Autovit. Zici că e băiat de la care BMW bossul meu. Da. Deci este exact BMW bossul meu, BMW. Ăsta este. În rest, outfit-ul, băi, e foarte complicat pentru că... Doar vreau să îmi dau seama când mergea acolo, cum scârția toată chestia asta. Bă, în cazul în care nu scârția, din principiu, aș fi pus niște
șoricei în buzunar pe care îi strângeam un pic de câte ori făceam câte un pas ca să chite. Nu știu ce zic. Știu că e într-o fază de redescoperire acest Sam Smith, dar try hardness-ul mă deranjează foarte tare, pentru că el e un om care chiar nu avea nevoie de acest boost de imagine prin chestia asta, ci avea nevoie de să fie el cu vocea lui și atâta. Dar... Stai, că mai avem un outfit. Oh yeah. Dar aici... Aici e pe satanic. Bă, e satanic ăsta? Păi da, că era, avea coarne sau ceva ăsta pe sub. E... Da, dar e doamna aia satanistă de pe mâna stângă. Mă rog. This I kind of dig, adică nu mi se pare chiar... Da, ăla este... Eu nu înțeleg... Adică, da, shock value, ca la Lady Gaga, că a venit în carne și așa, dar... Alea-s grimiuri până spate. Aici e la grim. Bă, outfit-ul ăsta îmi place. Da, e... Ăsta are sens. Devil pimp, așa. Devil pimp. Da, nu-mi dau seama exact ce caută membrii de la Dark Throne în spate pe acolo. Deci e cu băieții de la Dimmu Borgir la gremiuri, dar în rest... A, și-a mai avut asta. Da, nu ar fi prima dată când domnul Sam Smith le dă. Aici, practic, domnul Sam Smith, nu știu dacă sunteți conștienți câți flamingo au murit pentru rochia dumneavoastră. Da, era un clip cu ăsta făcând dansul ăla din Body Shop și... Comentariu, dude hit the burger shop, more likely. Bă, da, adevărul că e cam cea Sam Smith așa, că el când a apărut prima dată... Eu care sunt în aceeași situație nu pot să mă plâng, nu pot să judec pentru asta. Bă, dar... eu care sunt exact în aceeași situație pot să fac observații de genul ăsta fără să-mi zică nimeni absolut nimic, adică... Da, era un băiat slăbuț, da, foarte... Așa. În 2012, când am luat direct contact cu muzica lui, era zic direct contact cu Sam Smith, nu, direct contact cu muzica lui, a fost piesa aia senzațională cu Disclosure, Latch, care mi-a plăcut foarte mult și atunci l-am și văzut live cântând cu Disclosure, mă rog, eu m-am dus la Disclosure. Așa? Bă, binez ca prezență așa, adică foarte tare și umple scena. Băi, știi care e faza cu Sam Smith? Acum să... umple și mai mult. Umple și mai mult. Hei. Dar o să vedeți la vară. Bă, băiatul live este the fucking shit, adică s-a cam terminat șmecheria. Da, dar mie, uite, Body Shop asta este o piesă, e super catchy refrenul, dar atâta e de aia, e așa, e, dar... Bă, știu ce zici. Parcă înainte era mult mai touchy muzica lui, mult mai deep, mult mai... Mult mai touchy. Da. Dar acum, când intri în zona asta a hiperprodusului, ca așa... Și piesele vechi ale Madonei erau mult mai touchy. Pe de altă parte, când a venit cu prăjelile alea de Ray of Light și Music și care au super techno și ultra produse, alea au pleznit și mai tare. Cred că, exact cum ai spus tu, it's just a phase și o fază tranzitorie, știi? Da, da. În perioada balon este. Așa va fi reținută. Este în perioada balon a vieții lui. Nu știu cine am văzut, cred că la Pitici am văzut gluma că e varianta LGBT a OZN-ului, a balonului chinezesc. Hai de capul meu. Am uitat să-ți trimit filmulețul ăla. E un cretin pe TikTok care face niște chestii cu omul din 2005 care călătorește în 2023 și îl vede pe Sam Smith și mai vede încă vreo doi și zice "You're gay!" și devine cancel și trebuie să-și ceară scuze în timp. Da, că vorbeam de Batman. Ce părere ai despre cei doi Batman din Flash? Aoleu, da, băi, chiar să vorbim. Brusc, bine, gluma mea preferată este că la trailerul de la Flash atâta ni l-au băgat pe Batmanul lui Michael Keaton. Da. Încât uită lumea, a uitat lumea ce nenorocit e Ezra Miller ăla. Da. Bă, trebuie să ajungem artileria grea să-l spălăm pe ăsta. Da. Michael Keaton în cafaș. Este... Era știut, mă, înainte să aflăm cât de panoramă Ezra Miller. Deși nu-i panoramă, bus, este comportament infracțional de cea mai joasă speță. Stai că mi s-a văzut buricul. Bine, n-ar fi prima dată. Domnul Sam Smith, vă rog eu frumos. Da, mă scuzați. Eu nu pot să mă îmbrac în balon. Eu sunt un balon îmbrăcat. Așa,
Outfit-ul meu oferit stai un pic, de Haosat, stai un pic. scuze, Haosat de la Drecea, am uitat să fac plug, dacă vă place să iasă anurac, mergeți să vedeți că mai au o linie nouă, mergeți foarte drăguțe, băi, am, Haosat. Ăsta Ezra Miller a făcut niște tâmpenii destul de mare, așa, cu sechestrat de persoane. Da, nu, crezi că acum, deci am înțeles că se face un fel de reset la univers cu acest film și se trece în alt univers și crezi că scapă de el sau crezi că mai prinde un film? Bă, mie mi-a plăcut foarte mult cum l-a jucat el pe Barry Allen în bă, Justice League-ul acolo. Știi adică, ce mi s-a părut? Mi s-a părut că a fost, a venit uidoneasca aia și l-au făcut creepy, but he's not that funny. He's, a încercat să fie creepy, bă, dar n-are, nu mi s-a părut că era încercare de a fi funny, dar nu Spider-Man funny. Funny. Da, not Spider-Man funny, știi? Dar nici nu trebuie să fie Spider-Man funny, era doar awkward. Sunt un pic awkward, așa, dar nu m-a pușcat, sincer. Adică înțeleg că el era de comic relief cumva dintre tot Justice League-ul, but he wasn't funny. Comic relief mai mare a avut Arthur Curry ăsta, Jason Momoa. Da, exact. Culmea, Momoa e mai funny. Plus că, ai văzut trailer de la Fast 10? Fast X. Bă, dar eu nu mai pot, bă, mâncați așa cu asta. Ăsta e serial? Da, e un serial cu... O să fie până la Fast și... Nu știu, ai văzut aia cu GPT chat? Cu... I-a dat nume... Dăm nume de 15 filme Fast and Furious din ce în ce mai absurde. Și unde s-a ajuns? Stai să vedem, că găsesc acum postarea. Chat GPT Fast and Furious... Așa. Țap-țărap, zi. Bă. Nume absurde. Știi că lumea se uită acum și așteaptă, adică da, timpul ăsta moarte este moartea pasiunii. Titles, stai mă că trebuie să găsesc. Așa, bun. Deci am zis așa, și i-a zis, dă-mi 15 nume așa, din ce în ce mai absurde. 10, Fast and Furious, Nitro Boost, The Fast and Furious, Drag Race to Destiny, Fast and Furious, Supercharged Showdown, Fast and Furious, Turbocharged Titans, Fast and Furious, Engine Explosion, The Fast and the Furious, Little Velocity, Fast and Furious, Road Warriors, Fast and Furious, Hyperdrive Havoc, Fast and Furious, Burnout Boulevard. Ăsta este extraordinar. Și după aia te-ai uitat, Baboiaș, la Burnout Boulevard? Da. Tu te-ai uitat oricum la orice Fast și, deci a dat așa și după aia okay. a zis la 15 ajunsese, 14 ajunge așa, 13. Fastest versus Furious, Super Accelerator, Ultra Road Rage Distraction. 14. Ultra Fast, Mega Fury 7 Billion, Maximum Speed Domination. 15. Super Fast, Hyper Furious Z, Breakneck Speed and Inhalation Factor Infinity. Și după aia a zis... S-au mai grinituit încă 10 filme, mai dăm 10 titluri și a dat mai absurde. Și ultimul este The Fast, The Faster, The Fastest, The Furiouser, The Furiousest. The Whatever Comes After The Fastest and The Furious, The Whatever Comes After That, The Next Few Things After That and Then Some More on Top For Good Measure. This is now a title longer than the actual movie. Super Deluxe, Hyper Mega Ludicrous, Fastest to Furious, The Road Rage Apocalypse, Pro Extreme, Z, E++, Alpha Omega X, Limited Edition Elite. Oh, da. Fine. Fast and Furious, n-am înțeles niciodată. Bă, they're good bad movies. Sunt unele chiar foarte... Ți-am zis, eu țin minte doar cursa aia cu... În ăsta era, nu? Aia cu... O seiful prin oraș tras de lanțuri. Nu, în 5. În 5. Nu, zic în 5. Aia mi-a plăcut foarte mult. Mi s-a părut extraordinar. Da. A fost tare. În rest... Acum, nu mai... Toate filmele dau cu cârlige mașini, trag de mașinile, ridică în aer. Este ceva... Da. Și pula mea, ăsta e un film cu Batmobiluri? Nu, ăsta e singurul lucru pe care poate să fie cu dinozauri. Fast and Furious X. Dinosaur X. Și să fie Jurassic Fast sau ceva asta. Eu aștept crossover cu Transformers. Are sens. Mamă, să-l conducă Vin Diesel pe Optimus Prime. Du-te, dracu, ce tare. Da, să-l conducă Optimus Prime pe Vin Diesel. Bă, that's some shit right there. Da. Uite, vezi, băi, de ce nu mă sună Hollywood-ul, Doamne? Că știu că se uită la podcastul ăsta, asta nu înțeleg. Bă, te uiți la podcastul unui om, vezi care idei bune. Hollywood.
Hollywood. Nu fiți... mâna și suni în pula mea. Nu faceți acum că ați văzut, e pe hard. E pe hard, că nu e pe film. S-a hardat. Da, s-a hardat. S-a hardat un episod. Asta ar trebui să se numească, nu? E un titlu? Hmm? S-a hardat un episod? S-a hardat. S-a hardat. Dar nu ne ducem foarte în abstract? Ba da, cred că da. Trebuie să dăm ceva mai concret, ar trebui, da. Trebuie să dăm ceva mai concret. Dar trebuie să fie și pe dovada că extraterestrii există. O de asta să fie... Da. Problema e următoarea. Băi, crezi că am putea să facem? Fii atent. Problema celor trei cururi. Eu, gluma era că asta e o problemă pe care o are zilnic Sam Smith. Bun. Asta era gluma. Dar. Da. Crezi că am putea să facem episod cu scuzele de rigoare, cu titlul dat de ei în comentarii și să dea titlul ca la improvizație? Și să modificăm titlul în funcție de comentarii? Nu. Știi cum e, că în momentul în care dai asta, primul o să fie: mamă, ce tare e Hitler, cam așa o să fie, știi? O să fie cineva, va pune aceste cuvinte. Acum uite, și acum o să scoată cineva din context asta, o să mă aștept să pună: a, acum am zis-o, o să facă cineva, băga mea și picioare. Nu e bine să dai idei, dar nu e vorba de asta, să ne lase ei titlul pentru următorul podcast și să facem noi următorul podcast după titlu. Da. Și să fie titlul cu cele mai multe comentarii, titlul cu cele mai multe like-uri, știi? Și facem episod după titlul cu cele mai multe like-uri, episodul următor o să fie, nu știu... De ce am bătut un bebeluș? Cam așa o să o văd, că în direcția aia se duce oamenii, știi cum e, când... Bă, de ce tu? Eu nu înțeleg, deci câteodată tu ți-o și faci cu mâna ta. Da, mi-o cer. Deci ți-o cer, ca Sam Smith. Da. Exact ca Sam Smith. Băi, nu vin îmbrăcat așa dacă nu vrei să ai și o grămadă de, nu neapărat hate, dar dismissing. Și după aia, datorită orientării sexuale, sunt dismisuit. Sau cine știe ce, intri în zona aia. Nu e... Ai jucat ostentația, vrei să vorbească toată lumea despre tine? Bă, cumva... Sau, nu înțeleg, vrei să vorbească de nasol, da, ca după aia să te victimizezi? Eu doar încerc să mă gândesc atâta. Încerc să nu fac un dublu standard vis-a-vis de faptul că sunt multe alte femei care au făcut chestia asta și acum e un extra layer de hate vis-a-vis de transfobie și toate. Da, mă, asta e foarte... Pe de altă parte, în continuare, știind că, deși suntem pe drumul corect înspre acceptarea tuturor, ca să zic așa, după ce ai făcut și faza cu Fisher Dam... Fisher Dam. Există și o anumită ostentație pe care și-o permite să o aibă, pentru că are statutul pe care l-are, știi? Și cred că joacă foarte mult statutul și ostentația asta. Yes. Și e un backlash. Adică eu pe Elton John l-am văzut fiind extravagant, dar l-am văzut fiind extravagant pe scenă. Sau că părea că nu are neapărat legătură cu orientarea, ci cu faptul că era el flamboyant de felul lui. Exact. Na, ce naiba să zic? Pe de altă parte, este deplasat ca în 2023 să dai exemple de artiști care au fost în perioada de emergență a carierei, exact cum e Sam Smith acum, undeva prin anii 70. Deși fie vorba între un planetă, era mult mai homofob atunci. Da. E foarte ciudat, mă, că trebuie să înțelegi foarte bine contextul în care se întâmplau. Că e posibil ca Elton John, de fapt, să fi fost mult mai ostentativ în contextul anilor 70 decât Sam Smith în contextul anilor 2023, știi? Adică încerc să elimin și faza asta cu judecății duble, dublu standard, cum ai zis și tu, mai e și extra layer-ul ăsta al homofobiei. Ca așa, femei care au apărut îmbrăcate în carne, cum zice de Lady Gaga și tot felul de astea, a făcut Kim săraca sex tape ca să o ia lumea la ochi. Și asta e adevărat. Și Paris deci Hilton la fel. Acum, pe această notă, aș vrea să așteptăm sex tape-ul Sam Smith. Bă, dacă scoate Sam Smith sex tape, te uiți? Bă, nu știu dacă pot. Așa, și avem și Patreon-ul aproximativ Gojira. Da, și Gojira. Nu uitați că facem un tier list. Facem un tier list.
Eu zic că am avut, am urât, s-am trecut, am rezolvat problema Uniunii. Da. Asta era foarte important. Asta cu extraterestrii, mai la bine fel. Decât Digi, n-am putut să o explicăm, exact. Că dacă OZN-ul nu e mai mare decât un combi, Prelicianul nu prezintă amenințare. Frumos, vezi de ale tale. Și să ne vedem sănătoși la următorul episod. Facem tier list acum. Și mulțumim tuturor celor care ne susțin pe Patreon. Aveți link în deschidere. În deschidere? Damn! În descriere. Hei!